ține și inima, inima mea, și ascund o bagaje pe undeva. Ia-o cu tine acolo în America sau în Asia. Petrecere de neuitat la Berzasca. Întregiți interpreți de muzică populară și nu numai au cântat alături de localnici cele mai cunoscute piese românești. Și-am venit cu drag la voi să petrecem împreună. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Felicia Gurău, Duo Rustic, Moroșanu, DJ Jumper, Dinu Iancu Sălăjanu, Leo Iorga, Anca Neacșu, trupa Hora, iar în finalul sărbătorii, în fața miilor de oameni, a apărut trupa Talisman. Spectacolele s-au desfășurat sub sigla România 100 și au fost presărate cu momente care au amintit despre Marea Unire și despre istoria țării noastre. Autoritățile locale spun că evenimentul a fost o reușită. Am gândit ca pe o finanțare europeană, prin galul înființat la nivelul celor două zone ale județelor Mehedin și Caraseverin, să promovăm niște acțiuni, genul festivalul pe care îl derulăm astăzi la Berzasca, dar și al unor activități care se pună în valoare tradiția. Aceasta este, de fapt, ceea ce noi vrem să arătăm celor care vin în clisura Dunării, să profităm de Dunăre, care este un atu, îmbinat cu muntele care este în spatele dumneavoastră, și iată că lucrurile pot fi cunoscute și prin astfel de acțiuni. Tot la sfârșitul săptămânii, Denisa Stancu, una dintre cele mai apreciate sportive din județ, a făcut o demonstrație de echitație în fața zecilor de ochi ce o priveau cu admirație. La doar 16 ani, Denisa a obținut deja o serie de premii importante. Am început de la un cal și de la un ponei și am ajuns la 36 de cai. O să vreau să ajung mai departe, adică acum sunt la debutul meu și o să vreau să ajung mai cât de departe pot, adică de sus pot eu. Activitățile artistice de la Berzasca s-au încheiat cu un impresionant foc de artificii, dar și cu promisiunea că, la anul, evenimentul cultural se va putea extinde cu încă o zi. Național TV și Național FM au fost parteneri media ai evenimentului.